Am deschis Scriptura la Matei 19, de unde voi adăuga trei versete, 13 la 15, în aceeași temă cu versetele citite din capitolul 18 și potrivit cu slujba din această seară. Matei 19, 13 la 15. Atunci au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei, să se roage pentru ei, dar rușinicii îi certau. Și Iisus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția celor este a celor ca ei. După ce a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Amin. Vă rog să vă reașezați. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Cel despre care Scriptura spune că este mai presus de orice laudă și de orice binecuvântare. Adică toată lauda care i s-ar aduce, tot n-a regalat cu măreția și cu ființa sa. Că despre dumneavoastră, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Și cei mari și cei mici, cum scrie la Psalmul 115. Aș vrea să rămânem la textele acestea din Matei 18 și 19 și aș intitula cele spuse Discuții în jurul unui copilaș. Așa scrie aici în 18:2, Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor. Și în jurul unui copilaș au avut loc niște discuții. Oarecum și slujba asta din seara asta e în jurul unor copilași. Tema discuțiilor a fost împărăția lui Dumnezeu. Așa scrie de la versetul 1 din cele citite. Cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Interesant cum au întrebat ei și cum le-a răspuns Domnul. Ei au întrebat care e mai mare și Domnul le-a răspuns cine intră. Că dacă nu știm, dacă nu intrăm, nici nu vom afla care e mai mare și la ce ne-ar ajuta. De aceea zice Domnul în versetul 3, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu vă face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra. De altfel, împărăția celor era tema Domnului Iisus Hristos. Așa cum vă citesc din Evanghelia după Luca, asta predica el, dacă vă amintiți pildele, tot asta spuneau, scrie în Luca 9 cu versetul 11, noroadele au priceput lucrul acesta, au mers după el, Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. După înviere, scrie în Fapte 1, că același subiect avea, vă citesc de la versetul 3. După patima lui se înfățișau viu prin multe dovezi, arătându-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și așa ne-a învățat să ne și rugăm, Doamne, vie împărăția Ta! Să o aducă Domnul. În tema aceasta, noi ne-am dorit ca părinți să ajungem cu copiii acolo, nu? Cum zice poetul, un singur lucru m-ar îngrijora când m-a lisit de acolo cineva. Cum știți, prima mea soție a plecat la Domnul în urmă cu 3 ani și în călătoria creștinului scrie că a ajuns creștinul în patria cerească și apoi a plecat creștina cu copiii. La noi a fost invers, a ajuns creștina și a rămas creștinul să vină cu copiii. Și așa mi-imaginez eu că dacă aș ajunge acolo, m-ar întreba, vii cu copiii? Scumpa mea soție de acum, are și ea soțul plecat la Domnul? Și la fel cred că ar privi, vin și copiii? Scrie tot aici în Matei, în capitolul următor, în 20, că s-a dus mama fiilor lui Zebedei, era mătușa Domnului Iisus, Salome, soră cu Maria, cu cei doi băieți ce erau ucenici, Iacob și Ioan, s-a închinat vrând să-i fac o cerere. Și 21 l-a întrebat, ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga. A vrut ca mamă să-i știe acolo, la loc bun. Domnul a spus că-s rezervate locurile. Cu ceva timp în urmă a fost la Bistrița și zice un frate, i-a spus o soră în vârstă, zice, am visat cu fratele Iosif Anca și cu copiii lui, că venea împărăția Domnului și a zis o voce, pe doi dintre ei să-i puneți pe primul rând. Mă, să-i pună Domnul în ce rând vrea, dacă așa e vorba că-s rânduite locurile, numai să ajungă acolo. Și ăștia de la binecuvântare din seara asta și toți,
Doamne, ajută! Amin. E un subiect de discuție și în casa dumneavoastră? Sau ne frământă mai mult împărățiile astea? Scrie în Daniel 2 că din împărățiile astea de pe pământ nu rămâne nici cât praful din are, nici cât probe de laborator. Tot se pierde. Dar împărăția Domnului va fi pentru vecii vecilor. Și scrie apoi în Daniel 7 că sfinții vor primi împărăția și o vor stăpâni pentru eternitate. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Pe tema asta, cum vă spuneam, a fost discuția cine e mai mare, cine intră. Vreau să trecem la a doua idee. M-a spus Domnul ceva interesant. Nu știu dacă o să mă credeți, de fapt pe Domnul. Copiii pot fi mântuiți, nu numai oamenii mari, copiii. Ascultați ce vă citesc. Versul 3. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra. Adică ei au avantaj. Noi, ca să fim mântuiți, trebuie să ajungem că ei deja sunt așa. Nu? Asta rezultă clar din versetul acesta. Mai mult, acum pun punctul pe ei. Versetul 6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască unul din acești micuți care cred în mine. Și cum vine mântuirea? În urma credinței. Deci copiii pot să creadă și ca atare să fie mântuiți. Cineva a dat un raport despre o misiune de evanghelizare și a zis așa: în lucrarea aceasta au fost mântuiți 2 oameni și jumătate. Și au zis, ce vrei să spui, că s-au mântuit, s-au predat 2 oameni mari și un copil? Au zis, nu, s-au predat 2 copii și un om mare care mai avea de 3 numai de jumătate. Că Domnul îi vrea din copilărie ca să-i mântuiască. Dar ce, nu tot din copilărie îi vrea și Satana? Scrie în Marcu 9 că era un demon care își bătea joc de un copilaș, numai te trezeai cu el și la era singur la părinți, că dădea cu el când în foc, când în apă, și scrie în Luca că nu-l lasă până îl zropșește de tot. Și-a întrebat Domnul pe tata copilului, de câte vreme, când o intra Satana în el? Știți ce-a zis tata? Din copilărie. Apoi mai bine să intre Duhul Domnului în ei din copilărie. Știți care copil a fost botezat cel mai repede cu Duhul Sfânt? Ioan Botezătorul, când a fost botezat? Înainte de a se naște, auzi. Păi cum vine asta? Nu știu, dar așa scrie, așa a fost. Copilașii pot primi mai repede pe Domnul. Ființa lor este mai liberă pentru așa ceva, cred mai ușor. Statisticile dovedesc că pe măsură ce oamenii acumulează ani, trec în vârstă, tot mai puțin se pocăiesc. Și botezul cu Duhul Sfânt, cu cât mai repede, cu atât mai bine poate fi primit. Fetița noastră avea 6 pe 7 ani când într-o zi se duce la soție, a fost primul copil și spune, mama, eu sunt păcătoasă. De ce ai făcut? Păi era fată cu minte. Păi mi-a dat niște dulciuri să-mi par la frățiorii mei și nu am fost dreaptă. Și pe o colegă la școală am împins-o în bancă și i-am rupt vârful la creion. Și mai știu eu ce copilărie a spus ea, dar zice, eu cred că Domnul pe mine mă iartă. Mama, vrei să te rogi cu mine? Că eu vreau să-mi predau viața Domnului Iisus. Soția a înțeles că Domnul cercetează pe copilă, s-a rugat și de atunci a fost născută din nou. Mergea la școală, locuiam undeva într-un cartier mai mărginaș, și era o porțiune fără case și știți că noaptea se face zi mai târziu și soția a vrut să meargă cu ea, era în clasa 1, până la zona de case și spune, nu mama, că eu de acum m-am predat la Domnul Iisus și este o luminiță în fiecare dimineață să aprind, eu mă uit la luminiță și n-am nicio teamă. Și într-o dimineață spune la soția, hai să arăți ție luminița, n-a văzut soția nicio luminiță, dar ea avea relația ei cu Domnul, așa credea ea, copilărește, dar din toată inima. Când a fost, n-avea încă 10 ani, 9 pe 10 ani, rugându-se singur acasă, a botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt. Am avut un altul, le spuneam ieri la curs, care l-a cercetat Domnul la 14 ani, altul la 18 ani. Domnul poate să mântuiască pe copii. Am să vă spun din Biblie,
Samuel n-a fost chemat în slujbă când era un copil? N-a zis Ieremia că e un copil? S-a folosit Dumnezeu de ei? Da. Domnul poate să facă lucrarea aceasta. Recent citeam într-o carte despre o situație din India, fiul lui misionar Manasi Fabreal, avea 12 ani și au venit dintr-un trib, era o femeie demonizată și a zis, unii omul Iisus, așa îi spuneau ei la misionar. Și copilul a zis, nu e acasă tata. Dar unde e? Băi, nu era telefoane să știu unde e, în junglă, în misiune. Păi vină tu și te roagă. Copilul Evlavios, cum să mă duc? Dar vreau stărui de el. Și copilul s-a înduplecat până la urmă. Și pe când s-a ajungă acolo acasă, a zis Duhul din femeia aceea, vine un om Iisus, de ce l-ați adus? Și s-a rugat un copil de 12 ani și a fost eliberat. Povesteau frații de la Izvin, fratele Todoraș, bătrânul, organizau stăruință și în paralel copiii 10, 12, 13, 14 ani s-au adunat să se roage și să primească Duhul Sfânt. Și ce le-a venit lor? Unul venise, s-au plecat în armată, nu mai știu, era o valiză, care știți, un jamantal de la de lemn, s-a pus acolo și ceilalți în jur se rugau. Și merg acasă și spune unul, mâine eu primesc Duhul Sfânt. Dar mamă, s-a de unde știi? Am vorbit cu ei și mă las pe valiză. Ei așa credeau, gata. În seara următoare el pe valiză a primit Duhul Sfânt, altul are pe valiză. S-au alertat unii părinți, s-au dus la prezbiter, frate, ce faci, îi lași acolo? Ăsta s-a rugat, Doamne, ce fac? Și în timp ce se ruga cum să le vorbească, mai apare în față o vedenie, copiii la pescuit, între care și fata lui era acolo între ei, și aruncă cu undița, prinde un pește și când vine așa undița în văzduh, din pește s-a transformat în Domnul Iisus și zice lui, eu sunt în mijlocul lor, nu te amesteca. Și și-o aminti ce scrie în Biblie, că Domnul Iisus botează cu Duhul Sfânt. Și mi-a povestit ce frate de atunci, 30 de ani, și-au rămas credincioși. A fost o lucrare a Domnului, slăvit să fie Domnul. Vedeți cum se luptă societatea noastră să-i cucerească pe copii? De mici? Să-i indoctrineze, să-i îndepartă, să... Nu știu vorbi, dar pe computer știu umbla, nu? Dacă îi lași pe telefon, fie atrage. O, să-i cerceteze Duhul Domnului. Rugați-vă cu ei acasă, mă bucur că îi aduceți la adunare. Facem ce putem, nu putem noi să producem mântuirea. Asta o realizează Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dar noi în ceea ce putem să nu fim cum scrie în Osea, că Efraim își duce singur copiii la cine îi va ucide, că unii părinți n-au pasiunea asta să-i aducă la Domnul, ci mai degrabă îi duc să facă antrenamente, nu mai școlează, nu, asta e prioritar, împărăția care vine și vine cu putere, mărit să fie Domnul. Faceți ceva pentru copiii dumneavoastră. Am citit în completare Matei 19, 14, lăsați copilașii să vină la mine, să participe și ei la lucrarea Domnului. Păi copilașul care l-a pus, de unde l-a luat? De pe stradă sau din adunare de acolo? Din adunarea lor. E atât de frumos. Mi-amintesc că am fost într-o adunare undeva la țară, nu erau prea mulți, și niște copii de 9-10 ani, măi, străini la rugăciune, străini la predică, aveau jucăriile lor, universul lor. Ce trist! Îmi spunea o bunică așa cu tristețe, zice, au venit dus noră mea copiii la mine, două fete, 6-7 ani, le-am întrebat, știți un verset, știți un psalm, nimic, știți o cântare, nu. Ca să realizeze Dumnezeu mântuirea în copii, că faptic se poate, teoretic se poate, atunci haideți să ne aducem contribuția noastră și să-i aducem în prezența Domnului. Să îi introducem în acest mediu sfânt. Spuneau frații din Rusia, după ce a venit libertatea în vremea lui Gorbaciov, erau localități unde nu mai era nici biserică ortodoxă. Și atunci intrau cu Evanghelia la copii. Și făceau fel și fel de activități, de studii biblice, timp de 6 luni. După 6 luni organizau o serbare, un concurs, ceva, le dădea ceva premii și veneau părinți. Și copiii, în timpul ăsta de 6 luni, le vorbeau la părinți. Și pe când se făcea evanghelizare, după 6 luni de studiu copiii, chemau oamenii mari și se înființa adunare. Povesteau despre două cazuri.
cum mama striga din sală când s-au împărțit premiile, este Dumnezeu! S-a întrebat, de ce? O mărturisit la urmă. Și copilul meu așa s-a rugat și l-a crezut tot ce i-a spus. Și se ruga, Doamne, când va fi să ne dea premiile, mie să-mi dea bicicletă. Și lui bicicletă i-a venit. Altul s-a rugat să-i dea un casetofon sau ceva aparat de înregistrat. Măi, așa a fost. Copiii cred mai ușor. Tot frații din Rusia îmi spuneau, dar asta e un frate care a trecut el acum la Domnul, avea pasiunea să meargă să audă lucrările Domnului numai de la sursă, nu la mâna a doua. După ce a ieșit la pensie, făcea 40.000 de kilometri cu motocicleta pe an să adune minuni a Domnului. S-a întâmplat undeva, care știți, sunteți în temă, erau frații înregistrați și cei neregistrați, care datorită împrejurilor se întâlneau prin păduri. Dacă se adunau la o casă, o confisca. În pădure îi amenda, numai n-avea ce să confiște. Și un copil era așa șchiop, avea un picior întors, cumva malformat în zona gleznei a tălpii. Și jucându-se pe acolo, a ajuns și el încet, încet, a auzit gălăgie și frații au anunțat că pe duminica următoare se face rugăciune pentru bolnav și au amintit din Evanghelie și copilul a tras cu urechea. Și-o venit la mamă să și-o zici, duminica viitoare, pe duminica viitoare se-mi cumperi papuci normal, că este unul în pădure, vine unul Iisus și mă vindecă. Mama sa, na, ce-o crezut, ce n-o crezut, dar el o sta de capul ei, mama, îmi cumperi papuci, duminica viitoare este unul Iisus care mă vindecă. Mă, n-o mai scăpa de gura lui, că măcar se cumpere papuci așa, dacă tot nu-i poate încălța. Copilul se uita la papuci și spunea, duminica mă încalț. Și duminica mea ți-a luat în spate așa și o vânc ce-o tânc. Și mama s-a după el și a ajuns acolo la adunare și copilul credință și întreabă, care e Iisus? Că am venit cu păpuci în mână să mă vindeci. Și Domnul l-a vindecat. Copiii cred în vederea mântuirii și altor lucrări pe care Domnul să le facă. Domnul să vă cerceteze copiii. Să fie ca Timotei, din pruncie să cunoască Sfintele Scripturi care pot duce la mântuire. Asta a făcut mama lui Timotei, mai departe a făcut Domnul, slăvit să fie în veci. În al treilea rând. Scrie aici în Matei 18, versetul 5. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Copiii pot să fie mântuiți, dar niciun copil nu poate fi mântuit până nu se naște. Și asta înseamnă că trebuie să fie o mamă care să-l nască. Un tată care să-și facă și el partea lui. Dumneavoastră primiți copii? Tema era împărăția lui Dumnezeu. Și întotdeauna când primești un copil, nu trebuie să te gândești la sarcină, la durere, la cât ai, la ce spune lumea, nu, la Iisus și la împărăția lui. De fapt, ce înseamnă că cine îl primește un copil și întâi trebuie primit în viață? Nu putem vorbi de nicio altă primire până nu vine în viață. Că îl primește pe Domnul Iisus, ce înseamnă asta? Să vă citesc Romani 8:29. Spune Apostolul Pavel aici și vă rog să vă gândiți despre cine vorbește. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, de facerea lumii, Efeseni 1, asta ne spune, i-a și hotărât mai dinainte, că la Dumnezeu toate socotite, cum a zis Iisus către mătușa lui, că-s rânduite locurile, îi număra neamurilor, a evreilor, ca să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El, Domnul Iisus, să fie cel din tâi între mai mulți frați. Deci ce-ar vrea Domnul să fie copilașii ăștia pe care îi primiți? Frații lui Iisus care seamănă exact cu Iisus. Păi dacă seamănă cu El, zici că e Iisus, nu? Cine primește un copil, mă primește pe mine, adică pe unul ca mine, care e rânduit să fie frate cu mine. Despre cine e vorba aici? Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, pe versetul. Ea și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Și cunoscut numărul câți frați să fie. Stimate surori, dumneavoastră știți că sunteți tot o Maria, care naște un frate al lui Iisus, unul ca Iisus. Maria n-a avut numai pe Iisus. Am avut încă alți 4 băieți și cel puțin vreo 3 fete, dacă spune surorile lui. Au fost vreo 8 în familie.
La început n-au crezut în copilărie frații Domnului Iisus, dar mai târziu îi găsim între ucenici, Iacov e pomenit chiar între apostoli. Înțelegeți ce har aveți? Maria a fost numită binecuvântată între femei. Vreți să fiți și dumneavoastră binecuvântate între femei? M-am citit că vă rugați pentru cele ce n-au copii. Aveți altceva de lucru, stați liniștite. Dar la care vă este rânduit să aveți copii, și dacă vrea cineva, Domnul să-i dea, poate să-i dea. Spunea, fac o paranteză, fratele coronistor de la Londra, care era o familie care atât doreau copii și numai n-aveau. Și vine un proroc și spune la bărbatul din familia asta, să primiți toți copiii câți vi dă Domnul. Frate, ce prorocul ăsta, că noi ne rugăm de 12 ani și nu vine unul. Și nu trecu mult și a rămas sora sărcinată, triplet. Și a zis, da, trei, păi nu zis, Domnul să-i primești pe toți, dar nu m-am gândit că toți odată. La noi în biserică a fost o soră care a fost cea mai mare dintre 17 ori 13, să nu greșesc. Și a zis, nici nu mă grăbesc să mă mărit, că am avut de crescut pe frați. S-a măritat numai 30, după 30 ceva de ani și din 3 nașteri au făcut 7 copii. Nu știu cât și cum vă este dat. Soția care sunt căsătorită acum, născuse 7, spun asta cu permisiunea ei, și s-au gândit să se roage, Doamne, greu, au fost și ei plecați prin Spania, vreo 11 ani, au prins criza, sărăcie, nevoie. Numai s-a gândit să se roage și într-o noapte visează că vine un sol al Domnului, îi pune așa o lanternă în frunte, îi spune, vină cu mine să-ți arată. Tomberoane, mizerie, un copil aruncat aici, altul a zvârlit dincolo. Și spune, vezi ce fac femeile în ziua de azi. În loc să primească un Iisus. Și-a zis, n-ai vrea tu să mai salvezi pe câțiva dintre ei, să iei? Și-a mai născut după aceea încă 6. Dumnezeu să vă dea har să știți ce primiți. Că primii oameni pe listă cu har să fie mântuiți sunt copiii noștri, că sunt iubiți din pricina părinților lor. Domnul poate să mântuiască și copiii născuți de alții. Scrie spre Roboam întâi că toată casa lui urma să fie măturată cu mătura nimicirii. Dar înainte de a mătura, s-a uitat Domnul în casă și scrie că o găsi pe unul. Și l-a luat, nu l-a măturat cu ceilalți la gunoi. Dar dintre ei noștri, Domnul să se îndure și să-i mântuiască. Înțelegeți, dar rolul acesta. Și imaginați-vă un copil ca un frate al Domnului Iisus, ca un moștenitor a împărăției cerurilor. Îmi spunea o soră din Bihor, am fost la binecuvântare, ce n-am avut copii de 7 ani. Și băiețelul care avea acum deci vreo 7 ani, spune, mama, cum arată un înger? Păi i-a spus ea așa, în linii mari. Dar la un moment dat a devenit curioasă, dar de ce întrebi tu cum arată un înger? Și am văzut eu unul azi noapte. Și am pus să văd dacă e înger. Am devenit mai curioasă, dar ce te-o zici ceva, ce ți-o spus? Mi-au spus că o să mă am un frățior. Da, și din gură, ce-i treaba ta? Da, uite, frate, numai ce rămân gravidă și mai trec vreo 2 luni, timpul sarcinii, și zice copilașul, mama, iar a venit îngerul azi noapte la mine. Ce ți-a spus? Că tu nu primești cu drag pe frate meu. Și acum, frate, știi ce mă tem că o să-i spună? Măi, poate că până la urmă l-a primit cu drag. Măi, când îi primiți, primiți în numele Domnului Iisus. Și mai spun ceva și am încheiat ideea. Scrie în Matei 25 că în ziua aceea se va zice la care îi spune de-a dreapta. Deci am fost gol și m-ați primit. De ce ăștia nu vin goi? Am fost flămânzi. Păi toți sunt flămânzi, plâng de foame, de scoală și noapte, nu? Și mi-a fost sete. Băi, se grăbesc copiii să spună apă, că rabdă multă sete. Păi am fost bolnav, de ce nu se îmbolnăvesc repede? Ăștia din Matei 25 nu și copiii? Păi da. Și-au zis, mie mi le-ați făcut. Păi primiți-i ca să vă așeze la dreapta. Spunea fratele Nicu Cosma despre părinții lui, mama s-a născut 10 copii cu un bărbat nepocăit. Și el s-a pocăit așa, pe ultima 100 de metri, a avut ca o revelație și îi spune ei, măi femeie, eu n-am știut, dar voi care ați născut copii o să aveți mare răsplată la Dumnezeu. Că la Dumnezeu nu se uită un pahar de apă, apoi cât mâncă un copil și cât bea, asta numai Dumnezeu le-a măsurat.
ca să nu spun de alte nevoi și de sufletul cât îl pui pentru asta, Dumnezeu să vă ajute să-i primiți. Că îi primiți de la Dumnezeu, că acolo trebuie să ajungă. Amin. Și în al patrulea și ultimul rând ce am încheiat. Versetul 6. Deci nu uitați. Tema a fost împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai important subiect. Copilașii pot să creadă să fie mântuiți, am spus apoi. După aceea v-am spus că trebuie să-i primim, că altfel n-avem cum, n-au cum să ajungă la Iisus și în Rai. Dar în procesul acesta al primirii, al mântuirii, scrie aici ca o avertizare, versetul 6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască unul, care ai mai mulți, mai multe grijă, din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să se atârne decât o piatră mare de moară să fie aruncat în adâncul mării. Versetul 10. Să nu defăimați nici pe unul din acești micuși, că vă spun că îngerilor văd în cerul pururi față Tatălui meu care este în ceruri. Ce vai de lume din pricina prelejului de păcătuire! Mi-am dat seama analizând că cele mai mari prelejuri de păcătuire, cele mai vinovate, sunt ale părinților în raport cu copiii. Când nu te porți frumos și copiii n-au un exemplu în tine, când nu te ocupi de ei ca să ajungă să se mântuiască. Dumnezeu, cum spuneam adineau, vrea să ne răsplătească pentru tot ce facem. La ceva timp după ce soția mea a plecat la Domnul, am visat și am intrat cu ea într-o clădire mare. Ce-i asta? Într-o parte era o sală așa ca de adunare, în altă parte saloane ca de spital cu paturi, în altă parte ca o sală de clase cu bănci, cu mese, în altă parte ca o sală de mese. Ce clădire, ce instituție asta așa complexă? Și ne cheamă la birou și îi spune soției, v-am chemat să vă mânăm diploma. O coală așa mare scrisă pe o parte și pe alta, tot. Și când am ieșit de acolo, zice soția, dragă, tot ce am făcut e scris, cu număr, cu lux de amănunt, tot e notat. Și eu am înțeles când m-am trezit că și clădirea aceea reprezintă viața. Tot ce face în viață se notează. Mie știți ce mi-a spus acolo la birou? Nu-s diplomata, încă nu-i scrisă, tu să-ți continui treaba. Văd că nici a voastră încă nu-i scrisă. Dar la Dumnezeu se scriu și bune, se scriu și rele, dacă ne pocăim alea se șterg, dar pot să rămână urmări. Cum vă comportați dumneavoastră în familie? S-a dus un copilaș la prezbiter și a spus așa încet să nu-l audă tata și mama. Te rog să vii să vorbești cu ai mei că se ceartă. Mă, dar tu de unde știi? Eu crezut că dorm, dar eu i-am auzit. Și copiii nenăscuți suferă dacă se ceartă părinții. Iar dacă mai sunt și alte lucruri vinovate, atunci e mare problemă. Dumnezeu a spus la prin îngeri, la mama lui Samson și la mama lui Ambotezătorul, fii atentă și la ce mânci. Apoi la ce faci. Dacă și ce pui în stomac, care merg la vale, toate, e o problemă. Da, ce iese din gură care spurcă și faci casa vinovată. O, fie casele noastre temple ale Sfântului Duh, locuințe unde copiii noștri să crească frumos, cum scrie în Psalmul 144, ca niște stâlpi să pas frumos. Feriți-vă! Nu întărătați pe copii la mânie, Efeseni 6,4. Creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. E așa de frumos să aibă copiii un exemplu în tata și în mama. Să fie o atmosferă dumnezeiască. În toate să fii model. Spunea un tată, trebuie să fiu foarte atent că am un puști care e pe urmele mele. E tot cu ochii după mine. Să nu fie ca și în întâmplarea aia că s-a dus un slujitor într-o familie să vorbească cu un bărbat că soția a reclamat că se poartă urât cu ea și spune, băi, trebuie să te poți frumos, femeia un vas mai slab, să dai cinci, dar sunt texte, nu? Și păstorul ăsta a luat cu el copilul și copilul se juca cu copilul gazdei și copilul gazdei e atent, copiii sunt atenți. Și măi, de acum nu o să mai strige tata la mama? O să se poarte frumos, cum a zis tată tău? Și copilul păstorului spune, na, tu nu știi, așa-i predica. Păi nu așa-i predica.
și trebuie să fie viață. În felul acesta, copiii se vor bucura. Scrie Wilhelm Busch, pastorul german, că avea numai 9 ani și era cu o soră de-a lui și cu părinții la o nuntă. Era la masă, s-a uitat pe meniu și ca și copiii aștepta să vină, nu știu ce era la desert, acolo ce îi plăcea lui. Spune, dar nu mai treci odată cu supă și cu ce mai fi fost acolo. Dar până să ajung la desert, așa a fost ceva activitate între felurile de mâncare. Cineva a zis, în cer sunt două locuri speciale pentru soții, pentru părinții care au fost cei mai buni și s-au înțeles cei mai frumos în viață. Și a auzit pe părinții lui vorbind unul cu altul, așa încet să nu se laude. Dragă, locurile acelea sunt pentru noi doi. Și-o-s copil de 9 ani, o-s am uitat de prăjitura de la desert. Dar n-am uitat nici acum în ce familie binecuvântată am crescut. Dragii mei, viața e numai cât un vis. Ascultați-mă bine ce vă spun. Așa trece, rămâi doar așa ca dintr-un vis. Dar măcar să fie un vis frumos. Fiecare zi este o viață în miniatură. Când te scoli, e o nouă viață. Când te culci, imaginează-ți că ai adormit. Fă din fiecare zi, din fiecare moment ce l-ai cu soția, ce l-ai cu soțul, o viață frumoasă, de prezență divină, de har. Copiii așa crește și zboară, se duc până ia-i în casă, aibă cele mai plăcute amintiri, să nu fie loc mai plăcut în lumea asta decât familia noastră. Unul dintre băieții dintr-o familie, noi din adunare, a fost plecat în vacanță, era încă la școală, în liceu, și acolo a întâlnit unde a stat la rodenii ceva stări mai conflictuale, au probleme, și suna tata și mama. Și când s-a întors, l-a auzit unul din părinți zicând, știi ce am apreciat mai mult la noi acasă și numai acum am înțeles ce valoare are atmosfera din casă. Dumnezeu să vă dea har să nu fiți pricini de păcătuire, ci să fiți pricini de binecuvântare în casă. Să se bucure și soțul de soție și invers, să se bucure copiii și să se bucure Domnul privind spre noi. În casele noastre să fie mântuiți copiii, în pricina părinților să aibă parte de har și cu adevărat Domnul să dea binecuvântare. Așa scrie în finalul Vechiului Testament și așa începe Noul Testament, că Dumnezeu întoarce inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți, că acolo dă Domnul binecuvântare. Vreți să fie casă de dumneavoastră un colț binecuvântat de rai? Amin. Na, de acum să mă mai certați când mă dați mie telefon și vă dau voie. Bun? Niciodată. Să trăim frumos spre slava lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.